Bună ziua, suntem în lumea albinelor cu Robert și am ajuns la țară să văd ce îmi fac albinele. De 3 săptămâni nu am fost și am adus și Hive Alive-ul pentru experiment. O să pun 2 litri de sirop, 5 ml de Hive Alive pentru 4 familii. Deci sunt 4 familii, 4 roiuri care efectiv vor fi pentru experiment și 4 care nu primesc Hive Alive. Să vedem ce este în stup, ce sunt în stup. N-am fost de 3 săptămâni, după cum am zis. Albinuțele îmi zboară destul de bine și să vedem ce este în stup, care l-am prezentat și în filmarea anterioară cu Hive Alive. Am inversat ramele și să vedem cum s-o extins sau nu s-o extins puietul. Vă doresc vizionare plăcută! Deci avem produsul, așa, o să pun 5 ml de Hive Alive la cei 2 litri de sirop, îl las deoparte un pic, o să-l mai amestec, îl pun în pun și între timp ne uităm ce este în stupul ăsta. Sunt chiar curios, nici nu l-am ridicat. Azi toată ziua am pus zmeură, am adus vreo 300 de drajoni de zmeură, așa că sunt chiar curios să văd. Am văzut că zboară bine, deci albină e, nu știu cât, dar vom vedea împreună. Facem atunci o dezvelire, un unboxing și să vedem ce s-a întâmplat. De data asta consumul este un pic mai mare decât data trecută și din cea proteică, din ambele oricum vor primi sirop și asta le las aici până nu le ling toate, nu are rost să le scot. Așa, și să desfacem să văd ce este în ea. Deci am mișcat ramele un pic ca să -mi fie mai ușor și să vedem atunci ce este în ea. Trebuie să dau cu un pic de fum, nu prea am folosesc de obicei, dar sunt nevoit. N-am fost de mult și nu mă mai cunosc, dragicuțele. Și să vedem ce este atunci. Deci așa. Avem un pic de albină, puietul a ieșit, asta e rama mărginașă, așa, larve nu văd, polen au adus, deci aici este așa și pe partea cealaltă. Da, asta era pe interior, deci acolo este puieț și larvar. Aici au ieșit pe partea alaltă care l-am întors, dar nu o depus matcaua, nu văd să... Nu este. Ba, este. Opa. Este. Deci, super. Am mărit doar pe... și pe mijloc. Și pe mijloc este. Super. Deci, au crescut aria de puietare, super, acum văd, dar doar pe interior, deci partea de interior. Ce am mai observat și putem să observăm, mâncare zero, deci o să fie siropul, aoleu, deci nici nu ne vine să credem ce bine va fi primit. O să le dau 1,5, ci 1 litru de sirop în 2 pungi de jumătate. Și aici vedem, avem puietul, pe partea aia nu s-a extins, aici avem numai pe jumătate și pe partea cealaltă. Și aici, tot aceeași chestie, până în jumătate. Mâncare puțină, albină, la fel. Probabil voi primi și critici, dar nu ne stresăm. Asta este. A treia ramă are puiet, oat, polen și miere, dar le lipsește mâncarea. Deci vine siropelul
din greu. Ok, cam asta avem în stupul experiment pentru Hive Alive. Dar să vedem încă o dată cum reușim să îl creștem. Nu vreau să culeg, vreau să am cât mai multe familii. Deocamdată nici nu mă duc la sal, cum am mai spus. Așa că nu ne stresăm că sunt doar pe 3 rame. Ok, deci asta e cel cu Hive Alive. Aici e siropelul, jumătate și mai primește jumătate. Ok, cam asta e cu stupul ăsta. Aici am celălalt stup, cel fără Hive Alive și să vedem ce este aici. Asta era pe 3 rame. Au progresat și aici n-au mâncat tot, deci problema e că era albină puțină de 3 rame, roiuri și să vedem atunci ce este în ea. Deci cam așa îi zoom-ul, că așa zoomzăie. Să vedem aici cum stau cu mâncarea și ce este. Le-am mișcat un pic și să le ridicăm să vedem ce este. Nu le-am văzut, nu știu. Așa că și eu sunt curios. Prima ramă este polen. Partea de exterior și cam atât. Și partea de interior, acolo puiet. Și în spate polen. Deci avem numai puiet în față. Nici jumătate din ramă. Ok. Nu e ok, dar asta avem. Și asta va primi sirop simplu, fără Hive Alive. Să vedem aici puietul și dacă o am inversat, vă amintiți? Da, super, am reușit. Deci aici toată rama este puiet, o parte larvar, partea din față și partea din spate este oat. Deci e bine, am reușit cu inversarea. Aici s-a extins, chiar dacă nu e multă albină, pe 3 rame, dar am acolo o. Aici se vede și mai bine. Vedem? Și până jos, până, nu chiar până jos, până unde? E la mijloc, un pic în jos, îi oat și până în până cam unde e căpăcit. Deci e bine, binișor. Așa, deci asta e ok. Mâncare tot așa. Un pic lipsă. Să vedem și ultima. Trebuie să o mișc. Și ultima ramă. Matca galbenă și aici. De oat doar jumătate, pe jumătatea din interior, mâncare puțină. Și aici are un pic de puiet și cam atât, deci ouă nu văd. Deci avem pe fiecare ramă puiet, una e chiar ok, matca. Unde era acolo prințesa? A, da, așa. Și cam asta ar fi. Să tragem și niște concluzii. Deocamdată
Așteptăm rezultatele, după cum am zis, în 2 ani, dar sper că până în toamnă, până să intru în iarna anului ăsta, să avem un rezultat pozitiv pe partea cu Hive Life. Vă doresc o zi super plăcută. A venit primăvara din greu și la aici la țară, unde teoretic ar să fie mai frig, vreo 18 grade, așa că a venit într-adevăr primăvara. Spor la toate. La revedere. Să filmez că și după care nu au primit Hive Alive, au primit sirop simplu fără Hive Alive, doar nu mai am loc pe telefon să filmez și partea asta, așa că nu mă repede am filmat că au primit.